Și eu care credeam că nu o să mai fiu niciodată implicat într-o dramă. Ei bine, uite-te la mine, sunt implicat într-o dramă, fiar ar să fie stricul meu de... Foarte, foarte mulți ani a fost spart. Da, video ăsta este un video de răspuns la un alt video pe care cel mai probabil deja l-ați văzut. Nu o să-l punem acum pe ecran să-l urmărim, dar chiar vă rog să-l urmăriți pe acela înainte ca să înțelegeți despre ce este vorba. Am aici o grămadă de idei notate și sunt foarte, foarte lungi și creierul meu cu 20 IQ n-ar putea să rețin așa ceva chiar dacă IQ nu ține de de uh, memorie. De asemenea, mi-aș purta ochelarii, dar se vede cam nașpă ăștia, e cam aiurea și mă nervează, așa că îi dau jos. Uh, da, uh, Tsuki, fosta mea uh, iubită, prietenă uh, iubită, mă rog, cum vreți să-i ziceți, sunt zilele de astăzi, uh, a, a făcut un video uh, despre despărțirea noastră. După un an de la despărțirea noastră și după vreo șase luni, probabil, după ce a anunțat că nu mai suntem împreună, ceea ce e un pic cam ciudat, nu prea, nu prea înțeleg, a trecut un an de când ne-am despărțit, au trecut șase luni de când ai anunțat, eu nu am făcut cine știe ce anunț pentru că o să vă zic mai, mai încolo, dar da. De asemenea vine la vreo două, trei zile distanță de la o poză pusă de mine pe Instagram cu noua mea iubită, ceea ce e un, e un pic cam... Cam ciudat, mă rog. A, bun, foarte important. Am mințit am, că nu am anunțat despărțirea, am ascuns adevărul și am mințit comunitatea. Sunt câteva din chestiile pe care le-a spus Tzuki în acel video. Mm, greu de spus. Știi de ce? Pentru că chestia aia ținea de viața noastră personală, da? Ai voie să, să, să nu anunți ceva din viața ta personală, să o păstrezi, știi tu? Personală. Eu asta am considerat. Mi s-ar fi părut aiurea să, să, fac un video la 2-3 zile după ce ne-am despărțit cu marele anunț. Pentru ce? Pentru niște viuri, Pentru niște dramă? Nu, ce nu a mers între noi a fost treaba noastră și am zis, știi ce, nu e ok, nu anunțăm nimic, ne vedem de viață, o să anunțăm cu timpul când o să fim pregătiți. Să nu vă mai spun că în perioada aia chiar nu aveam chef să fac așa ceva, având în vedere că ai fost prima mea dragoste. A, și mi-a fost foarte greu să stau acolo și alături de tine timp de o oră să zic că nu, nu mai putem. E ok, na, bun. Chiar nu mi-a fost ok să fac un video imediat după cum ne-am despărțit. Pentru că aveam ceva mai special de atât decât, a, oameni buni de acum sunt singuri, toate fetițele să vină la da, nu. Mă rog. A, altceva ce Tsuki menționează în video ăla e că tot greul a picat pe spatele ei și că eu am stat bine mersi. Ce greu! Oamenii te întrebau dacă mai suntem împreună și pe mine mă întrebau, dar e... sunt, sunt doar întrebări, nu, nu mai dramatizat totul. Care greu, e... oamenii erau curioși, sigur, dar din nou, viață personală, adică dacă cineva vine și te întreabă care este pinul tău de la card, da? ceva personal, ceva ce numai tu ar trebui să știi, poți să zici pinul tău de la card cuiva dacă vrei, sigur, da, dar n-ar trebui să faci asta. Dacă vine cineva și își pinul uh, și tu nu îl dai, funcționează la fel? Adică, o oh, ascunzi adevărul față de comunitate. Minți, minți că nu vrei să, să faci o chestie publică. Știi ce ar fi fost minciună? Dacă aș fi spus, da, oameni buni, eu și cu Tzuchi suntem încă împreună. Niciodată n-am spus asta. Tot ce am făcut a fost să nu răspund la mesaje care întrebau de relația noastră când oamenii și-au dat seama că nu mai filmăm împreună. Ceea ce din nou o chestie personală am considerat că e mai bine fără dramă. Foarte mulți dintre voi care se uită la video ăsta nici nu vor dramă, și nici eu n-aș fi vrut. Pentru că eu am vrut să stau în banca mea de acum un an. Mă rog, trecând la următorul subpunct, spui că ai stat foarte mult timp singură, iar eu mi-am refăcut viața. Și eu am stat singur șase luni de zile, apoi am găsit pe cineva, care e chiar foarte ok, aveți o poză cu ea pe, pe, pe Instagram, um, și tu ai găsit pe cineva. Chiar nu văd nicio problemă în asta, nu e, după o despărțire nu e o cursă pentru cine își face mai repede un iubit slash iubită. Chiar chiar te-ai grăbit să pui poză cu noul tău iubit, având în vedere că, din câte înțeleg eu, când au apărut acele poze cu mine și Narcisa, când stăteam și noi a plecat să la o masă într-un restaurant, făcute așa gen, zici că erau cu un Nokia uh, din 2004, din câte am înțeles eu în perioada aia, nici măcar nu avea iubit, apoi ți-ai făcut un iubit într-o lună și... Ai pus poză cu el, ceea ce din nou nu mă deranjează, e perfect normal, dar de ce pui problema în felul ăsta? Ai suferit foarte mult, ai rămas singură, eu mi-am refăcut viața și eu am suferit șase luni de zile, dar e ok, trecem peste și tu ar fi trebuit să treci peste și ai trecut, dar dacă amândoi am trecut, de ce chestia asta se spune în felul ăsta, de ți-ai refăcut viața? Primul înseamnă că nu ți-a păsat, ba mi-a păsat, dar șase luni sunt suficient pentru mine, poate tine, pentru tine șapte ar fi fost suficient, poate cinci, chiar nu contează, chiar nu trebuie să... Să, să pui chestia asta, chestia asta într-o lumină atât de, de proastă. Mă rog. Bun. Ia să vedem ce mai scrie aici. Așa. Aici vorbește despre faptul că ea nu m-a înșelat niciodată. Nici eu nu te-am înșelat pe tine. Știi foarte bine asta. Nici măcar nu înțeleg de ce înșelătoria e parte din discuția asta. Probabil oamenii întreabă chestia asta. Deși când ai făcut video-ul de anunț, ai zis foarte clar că n a și la nimeni pe nimeni, că suntem mai maturi de atât, dar da, oamenii întreabă chestia asta. Asta nu înseamnă că e și adevărat sau că ar trebui să fie parte din discuția asta. Chiar... Nu. Mă rog. Spui că din această relație ai ieșit vorbită de rău. Eu nu am zis nimic rău de tine. Niciodată. Când a fost să faci anunțul ăla, tot ce am avut pentru tine au fost vorbe de laudă pe Instagram în niște postări. Chiar nu am avut nimic Rău de spus despre tine, pentru că tot ce este rău la tine nu e ceva ce aș putea să, să spun public, sunt din nou chestii personale. Ceea ce aș, aș vrea să spun la fel despre tine, dar. Ok. Gen, că Tu ai zis și chestii despre mine care, în primul rând, nu sunt adevărate, și dacă ar fi, de ce Dumnezeule mare ar fi ceva ce ar. Trebuie oamenii să știe. Mă rog, o să ajungem și acolo și o să vedeți despre ce este vorba. Următorul lucru despre care vorbești este faptul că nu te respectam: că făceai și facultate și îți era foarte greu. În perioada aia postai un video pe zi, îți lua cam o oră să-l faci. De multe ori filmai cu mine, ceea ce înseamnă că deja aveam un joc, jucam golf sau cine știe ce, și într o oră făceam și două chiar, pentru că nu trebuia să stăm să căutăm un joc. Chiar nu era atât de greu o oră pe zi, știu, oameni care sunt la facultate și nici măcar nu se duc, trec facultatea, habar n-am cum. La facultate ai mai mult timp liber decât la liceu, nu înțeleg de ce dramatizez chestia asta, era suficient timp. Tsuki, dar mă rog, Of, 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 of. Um, foarte multă dramă. Vreți să vă spun adevărul? Asta, adică mi-e un pic cam rușine să-l spun, să știți. Uh, Tsuki ai gătit de 20 de ori în 2 ani. Probabil de 20 de ori. S-ar putea să fie 15, s-ar putea să fie 25. Nici măcar nu glumesc, o mâncare de la 0 până la 100%, ai făcut de 20 de ori. Maxim 30%. Vrei să vorbim despre bani? Ai zis ceva legat de bani. Ai zis că ai tăi să dădeau niște bani să plătești chiria. E ok. E okay înțeleg. Dar ai pus-o foarte ciudat. Tsuki, singurul lucru pe care îl plăteai din chiria de 270 de euro erau 600 de lei. Curent. Apă. Mâncare. Eu în proporție de 70-80% cumpăram mâncarea. Când o trimiteam pe ea, lucru despre care o să mai vorbim în continuare, Îți dădea milionul și cumpărai de mâncare și uneori nu prea veneai să-mi dai restul. Tsuki, astea sunt niște lucruri pe care eu nu vreau să le spun. Îmi este rușine să le spun. Ăsta e adevărul și mi-e foarte rușine. De asta gen, eu nu aș fi făcut un asemenea video să zic asemenea chestii despre tine. Dar tu nu poți să vii să zici niște chestii urâte despre mine știind foarte bine că și tu... Ai foarte multe chestii urâte pe care le-ai făcut. Mă rog, da, bun, ai tăi îți dădeau și ai tăi niște bani. Făcei și videouri pe YouTube, plăteai doar 6 milioane la chirie, Tsuki. Ai, ai, zis în video tău cu, cu puținii bani care îți mai rămâneau. Tsuki, îți rămâneau o grămadă de bani. Tsuki, îți luai cafea de 6 lei în fiecare dimineață. Eu nu știam chestia asta până nu mi-a zis-o un prieten de-a nostru comun. După ce ne-am despărțit. Mă rog. Da, am. Um... Ia să vedem. Da, 80 70-80% din mâncare din casă eu o plăteam. Și eu o găteam. Și tu nu mâncai exact așa cum spuneai, pentru că tu mâncai numai dulciuri. O să vorbim despre asta mai încolo. Da, am măturat și am dat cu aspiratorul de 10 ori mai mult decât ai măturat și ai dat tu cu aspiratorul. Nici măcar nu glumesc. Am cumpărat un aspirator, l-ai folosit de două ori, ai zis că se înfundă, nu l-ai mai folosit. Și am continuat eu să dau cu mătura. lucruri foarte, foarte jenante. Îmi e rușine să le spun, credeți-mă, dar ăsta e adevărul. Ce spui tu că ți rămâneau foarte puțini bani și că era greu? Nu, îți rămâneau foarte mulți bani. Eu plăteam totul. Da, te duceai la magazin? Da, te-am trimis la magazin, Tsuki. Am fost și împreună de zeci de mii de ori. Am fost la, nu, cum îi zice, mă? Carrefour îi zice? Nu, nu Carrefour. E ceva cu roșu, dar nu e, nu e Kaufland și de, la mai mic. Era undeva pe undeva un magazin de la. Mergeam, frate, și luam sticle cu apă de acolo și mergeam cu ele vreo 5, minute, 6, poate 7. Eu cărând sticle, tu cărând niște mâncare. Am fost de 11.000 de ori la cumpărături împreună. Am fost și singur de multe ori. Uneori veneai de la facultate și ziceam treci și pe la magazin și ceva de mâncare. Tsuki, nu te, puteam... nu, te puneam să, să vii cu magazinul întreg în spate, Tsuki. Ia ceva să mâncăm acum că tu umpleai sacoșele cu chestii complet inutile și grele. Asta eu nu te-am pus să iei Ți-am ți -am, zis să iei ceva să mâncăm. Ce Ți-ai ți -ai pus singură bețe în roate și apoi e vina mea cumva. Eu... Mă rog. Da, ai spus că tu nu mâncai mult, că eu mâncam mai mult. Într-adevăr, eu mâncam mult. Că sunt dita mai animal, am și vreo 72 de kg, 1,83 m. Tu nu mâncai mult, dar știi ce mâncai în schimb? Multe dulciuri. Tsuki, când veneam la tine în cameră, aveai... Aveai o chestie cu... Cu... de de la... Ca un fel de coș de gunoi. Tsuki, luam două mâini de... De pungi de la ciocolățele prostii-prostii și le duceam la gunoi. Dulciuri, Tsuki! Tu știi cât de nașpa e zahărul pentru tine? Eu te iubeam și te vedeam zilnic cum bagi în tine zahăr și când făceam ceva de mâncare, veneai și mâncai uh, două-trei linguri și plecai. Ling, linguri. Linguri și plecai. Tu realizezi că pentru mine chestia era un pic așa, gen... Mă deranja. Like, bă, frate, ți-am făcut de mâncare. Nu mai mânca atâtea dulciuri pentru că îți fac rău. Dar eu, am fost, dar eu sunt la rău. Pentru că mi-am făcut griji, pentru că mă simțeam super nașpa și pentru că eram frustrat. Că nu mâncai ce trebuie și mâncai dulciuri. Da. Pare rău să zic asta. Ăsta e adevărul. Și mi-e foarte rușine și video ăsta chiar arată foarte, foarte nașpa ca și cum o vorbesc de rău. Dar dacă vrei să vorbim despre adevăruri, vorbim despre adevăruri. Da. Bun, toată, nu știu, toată drama asta pe care o încerci, încerci să o faci, nu are nicio valoare pentru mine. Îmi pare foarte rău că are valoare pentru unii oameni care, prima chestie pe care o aud, gata, ăla e adevărul, ăla e. Nu e așa. Doar pentru că eu n-am fost ăla care a vrut să facă niște chestii urâte public, asta nu înseamnă că ele n-au existat. Mă scuzați, am omis o chestie. La un moment dat spune că am făcut un anunț despre despărțirea noastră pe un video sponsorizat. Am... Um... Lumea deja știa că nu mai suntem împreună pentru că făcusei tu anunțul și la mine în secțiunea de întrebări pentru Q&A era numai întrebarea aia, deci am încercat să le ofer un răspuns oamenilor ca să înțeleagă și să treacă peste chestia asta. Faptul că video era sponsorizat, nici măcar nu era sponsorizat, era un anunț pentru livestream-ul de, de, la PC Garage când făceam un nou PC. Da, aparent camera asta, nu știu, se oprește o dată la nu știu câte minute, pe la vreo 15, așa, se oprește și trebuie să o pornești iară. Ce cameră stupidă, vreau să-mi cumpăr una nouă. Um, da, um, după despărțire, videourile pe care le-am mai filmat împreună au fost în interesul meu, spune ea. Da, au fost în interesul meu de a te ajuta pe tine în continuare cu YouTube-ul ca să îți poți plăti chiria știind că nu mai stai cu mine și nu mai poți să-ți cumpăr eu de mâncare, nu mai poți să plătesc eu apa, curentul, orice ține de întreținere. A fost atât de, în atât de multă măsură în interesul meu cât și în interesul tău. Nu încerca să, să arunci tot interesul tău la gunoi, să spui că a, de fapt nu mă interesează deloc de chestia aia de care eu chiar am nevoie. E numai interesul lui. Din nou... Atât de mult în interesul tău a fost cât și în interesul meu, dar din nou, eu am putut să fac videori și singur după. Mi-a fost ok. Tot ce am făcut cu tine a fost pentru tine, ca să-ți mai fac publicitate, reclamă. Ți-am făcut reclamă în story-urile de pe Instagram. Ai făcut o grămadă de abonați când ne-am despărțit Suki. Ai făcut 1500 sau 2000 în două zile. Iar acum tu faci video -asta ca să... Oamenii să dezaboneze de la mine. Asta dacă chiar aș fi cine știe ce persoană rea, asta pur și simplu parcă nu, nu, eu nu. de fațadă nu arată bine pentru tine. Mă rog, da, ai înțeles probabil greșit. Chiar, chiar ai înțeles greșit de ce am mai vrut eu să fac video cu tine, ca să... Ca să poți să să-ți continui viața singură, la bine, te-ai mutat cu cineva în chirie, tot îți trebuiau bani și acolo nu mai, nu mai plăteam eu, era la, la jumate. Mă rog. N-am vrut să-l iau pe cafel. Dar nu, nu înțeleg gen asta. Ce, ai vrut să spui prin chestia asta? Tu realizezi că tu ești cea care a vrut pisoiul. Și realizezi că eu știu cât de mult iubeai pisoiul ăla. La despărțire ce ai fi vrut? Să, să ți iau o chestie care te face fericită? nu pot să-l țin la mine pentru că stau în apartament. L-ai luat tu. L-ai dus la ai tăi. E mult mai bine așa. A rămas la tine. Îl iubește, face fericită. Cine Dumnezeule mare crezi că sunt să-ți iau una din puținele chestii care te mai făceau fericită atunci la despărțire? Mă rog. Da, ai, nu pot să cred că pui bunătatea mea gen într-o într lumină negativă. Cum Dumnezeule mare să spui chestia asta în video ăsta unde zici chestii rele despre mine, dar zici chestia asta să înțelegi că și asta e ceva rău, că n-am vrut să-ți iau pe, pe, pe pisoi ca fel. Hmm, mă rog Da. Uh, uh, mai spui că ți-am scos ochii cu acel calculator pe care ți l-am luat Tzuchii nu sunt de piatră sunt, sunt om devin frustrat rufele stăteau l-a agățat pe sârmă, l-a uscat o săptămână după ce eu le puneam acolo tu trebuia să le dai jos, nu o făceai erau uscate de, de, cred că se făceau fărâmă dacă le mai lăsam acolo și decât de uscate erau din nou, nu sunt de piatră. Dacă ți-am reproșat ceva, îmi pare rău. Îmi pare rău că nu sunt de piatră și că începea să, să, să mi se urce la cap. Că nu mai suportam. Nu e ok să Să zici de, de chestia asta ca și cum, oh, mi-a reproșat. Îmi pare rău, în viață îți vor mai reproșa mulți oameni când greșești. Nu poți să, să treci cu vederea orice, orice există și orice se întâmplă și să nu reproșezi nimeni, nimănui nimic, știi? Nu poți să vină unul cu mașina să te lovească, să-ți o facă praf și tu să nu-i zici că să-ți dea asigurarea, să fii ceva gen, a, e ok, mersi, nu, e ok, pe, merg mai departe. Nu, reproșezi, îi ceri la așa funcționează, așa funcționează lucrurile. Și nu ți-aș fi reproșat dacă nu nebuneam acolo. Da, Am... apoi ai spus o chestie foarte ciudată. Ai spus că nu respect femeile și că le consider inferioare sau ceva de genul ăsta. Asta e cea mai ciudată chestie pe care am auzit-o în viața mea. Sunt femeile inferioare față de bărbați? Da, la munca fizică. De asta probele la sport pentru fete sunt cu timp mai, mai, mai ridicați ca femeile să poată să... Da. Știi la ce sunt inferiori bărbații față de femei? La îngrijirea unui copil, să-i ofere o educație. Eu n-aș putea să îngrijesc un copil, sunt bărba, habar n-am de dacă mi-l dai, s-ar putea să fie nevoit în greșiri medicale. Iisuse Hristos, eu nu mă pricep la așa ceva. Sexele se completează unul pe altul. Și tu știi foarte bine că asta era opinia mea. Nu poți să spui acum dintr-o dată, a, PIN consideră femeile inferioare. Da, și bărbații sunt inferiori față de femei la foarte multe chestii. Așa funcționează. Femeile nu sunt... Eu nu am opinii proaste despre femei. Unele sunt sărite de pe fix, alții Păi, de capul meu ce săriți de pe fix există pe lumea asta, bărbații, mai răi decât femeile. La multe chestii. Dar așa funcționează. Nu poți să vii aici să zici dintr-o dată, aping nu respectă femeile, zice că sunt inferioare, zice că sunt inutile. Nu. Opinia mea, sunt destul de sigur că e corectă. Sexele se completează unul pe altul. Ce nu poate să facă femeia, face bărbatul și invers. Dar să scoți chestia asta din senin. Eu nu te consideram pe tine inferioară consideram doar relația toxică și că nu mai puneai atâta suflet și chinuială și ce mai trebuie în relație. Și la final ai zis o chestie foarte, foarte urâtă. Ai zis că te-am învățat să fii un om fals și rău. Eu sincer nu știu cum am reușit chestia asta. Fals? Pentru că nu m-am simțit în stare și nu am vrut în momentul ăla să să văd toți oamenii cum mă întreabă de da, ce s-a întâmplat, de ce n-a mai mers relația, pentru că mi-a fost greu. Am ieșit la o întâlnire cu altcineva după șase luni după ce ne-am despărțit când oamenii nu știau încă că nu mai eram împreună? Da, dar sincer să fiu nu cred că există vreo regulă pe undeva să, să faci update legat de viața ta cuiva, unui grup de oameni, în cazul ăsta fanii noștri. Puteam să fac chestia asta? Da. M-am simțit în stare? Nu. Aș fi vrut să o fac? Nu. Deci am făcut ce am crezut eu că e mai bine pentru mine. Pentru tine poate nu, dar ai făcut la un moment dat anunțul, l-ai făcut oricum. Bun, și apoi care este problema? Că n-ai anunțat din prima? Revenim la chestiunea cu viața personală? Apropo, cred că video ăsta va fi șters de pe YouTube în următoarele două sau trei zile după ce punctul meu de vedere e acolo, pentru că pe canalul meu nu are ce să caute așa ceva.